Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Este ora 13, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Vă propun pentru această oră un subiect extrem de interesant. Vom discuta despre bolile de piele netratate corespunzător, mai exact despre dermatita atopică. O să vedem care sunt simptomele acestei afecțiuni cu care se confruntă destul de multe persoane. O să vedem și datele statistice, care sunt schemele de tratament folosite de către medici în cazul dermatitei atopice și care sunt reacțiile adverse care pot apărea dacă nu ascultăm de sfatul specialiștilor. Invitații mei, permiteți-mi să vi prezint medicul Nicolae Fotin, specialist în politici de sănătate, în platou alături de mine. Bună ziua, domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. De asemenea, doamna profesor dr. Daciana Brănișteanu, medic dermatolog la Spitalul Clinic Universitar CF Iași, este în legătură video direct alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Bună ziua și eu mă bucur foarte mult să fim în cadrul emisiunii dumneavoastră, o emisiune practic care se implică în sănătatea publică și iată astăzi ocupați de o patologie care chinuie generații întregi, dar care astăzi se pare că și-a găsit un tratament care să fie mai aproape de... O să vedem imediat toate aceste detalii, doamna doctor. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începem chiar acum 360 Medical. Înainte de toate, aș vrea să urmărim împreună un material realizat de colegii de la 360medical.ro legat de dermatita atopică, după care începem discuțiile. Există câteva mii de boli de piele, iar multe dintre ele pot avea simptome asemănătoare, așa că e important să înțelegem diferențele dintre ele. Bolile de piele sunt numeroase și diferă enorm atât în ceea ce privește simptomele, cât și severitatea. Unele sunt minore, dar altele pot reprezenta un pericol pentru viață. Pot fi temporare sau permanente, dureroase sau nedureroase, uneori însoțite de mâncărime, unele sunt cauzate de anumite situații, în timp ce altele sunt genetice. We don't know for sure what causes atopic dermatitis. There's definitely thought to be a genetic component to it. So oftentimes patients will have family members that may have atopic dermatitis or they may have family members that have other skin conditions. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în țările dezvoltate, bolile de piele au un impact serios asupra calității vieții oamenilor pentru că duc la pierderea productivității la serviciu și școală, precum și la discriminare cauzată de desfigurare. La parte más difícil no soy yo, sino la gente que no sabe qué es lo que tengo y se asustan de mí y como que no quieren que esté cerca o sienten que los puedo llegar a dañar en algún momento. Esa es la parte más difícil, ya que al usar el uniforme se me veían los brazos y se me veían las lastimaduras. Y mis compañeros pensaban que los podía llegar a contagiar y que se iban a enfermar. Rapoartele OMS arată că bolile de piele au fost ignorate sau au avut o prioritate scăzută din partea autorităților în trecut, pentru că se spunea că nu omoară oameni. În prezent se știe că unele afecțiuni au risc de deces și există presiuni pentru îmbunătățirea diagnosticării și tratărilor în țările dezvoltate. Doamna profesor, m-aș adresa dumneavoastră pentru început prin a vă întreba care ar fi simptomele generale pe care le pot avea bolile de piele. Sigur că bolile de piele sunt extrem de numeroase și așa cum am văzut și în materialul acesta deosebit de actual, au fost foarte multe vreme neglijate. Neglijate de către autorități, însă au fost neglijate și de către pacienți, pentru că există o gamă foarte largă ca de manifestări și o intensitate extrem de diferită a acestor manifestări, de la un pacient la altul, de la o boală la alta. Sunt boli complet asimptomatice, boli tăcute, pe care pacienții le neglijează. Și una dintre cele mai cunoscute și mai răspândite astfel de afecțiuni ar fi pitiriazisul versicolor. Sunt alte afecțiuni extraordinar de zgomotoase și acestea sunt infecțiile cutanate care se însoțesc de durere, de alterarea stării generale. Există și o categorie de afecțiuni în care pruritul este tabloul dominant și pacientul practic se gratează, se scarpină atât în timpul zilei cât și în timpul nopții. Aceste afecțiuni sunt acelea care practic acționează în fiecare zi, secundă de secundă, asupra stimei de sine a pacientului.
împiedicând atât dezvoltarea activităților normale în cursul zilei, cât și somnul normal. Ei, cred eu că asupra acestor afecțiuni, dermatologia și lumea modernă și-a concentrat atenția în ultima vreme, pentru că sunt în cadrul acestor afecțiuni sunt boli care au etiologia incomplet elucidată. Cercetările sunt foarte intense în acest domeniu, tocmai în ideea în care putem descoperi noi terapii. Cauzele, care ar fi, doamna profesor, ale acestor boli de piele? Sunt mai multe situații în care pacienți sunt diagnosticați cu boli de piele, multe dintre ele la vedere, da? Pentru că este o boală, adică dermatita atopică și nu numai, vorbim despre dermatita atopică, dar nu numai dermatita atopică, este o boală care e la vedere, la fel ca și cancerul de piele. Cu toate acestea, pacienții în foarte multe cazuri se prezintă destul de târziu la medic. Nu întotdeauna dermatita atopică are leziuni la vedere. În momentul în care suntem în plin puseu evolutiv al bolii, atunci leziunile într-adevăr sunt la vedere, dar chiar și când sunt la vedere, ele sunt confundate de către pacient și de o parte suficientă de medici care nu sunt dermatologi cu eczemă sau cu alte boli de piele care se manifestă prin pruri. Eu când mă refer la situația în care dermatita atopică nu este la vedere, vorbesc despre stigmatele dermatitei atopice, pentru că această boală are o importantă componentă genetică și pentru că, dincolo de terenul genetic predispus de a dezvolta o reacție inflamatorie de tip 2, trebuie să intervină niște factori, practic, din mediu care să declanșeze, practic, această boală. Dacă este să ne referim la cauzele bolilor de piele, sunt extraordinar de numeroase și nu avem noi suficient timp în această emisiune să le enumerăm pe toate, dar o să începem cu infecțiile care pot fi virale, bacteriene, parazitare, o să continuăm cu afecțiuni determinate de perturbări ale sistemului, ale organelor interne. Toată lumea știe că pielea este practic scena pe care se dezvoltă foarte multe afecțiuni ale organelor interne și exemplele pot continua. Există afecțiuni dermatologice a căror cauză este nestabilită și acolo stăm puțin mai bine pentru că știind cauza, de obicei avem și tratament pentru aceste afecțiuni. Domnule doctor Fotic, vă rog, vă rog. Da. Marea problemă practică a dermatologiei este atunci când ne confruntăm cu afecțiuni de etiologie incomplet elucidată, cu etiologie multifactorială și aici practic se focusează cercetarea științifică în dermatologie. Domnule doctor Votin, dermatita atopică, o afecțiune care se regăsește atât la adulți cât și la copii. După cum bine spunea doamna profesor, când vorbim de dermatita atopică, trebuie să fim conștienți că dacă până acum ceva vreme vorbeam despre o boală de piele localizată, cum spune doamna profesor, ușor confundabilă cu alte tipuri de eczeme, odată cu identificarea mecanismului fiziopatologic al acestei boli, respectiv intervenția unor citochine, interleuchina 4 și 13, în mecanismul de dezvoltare al acestei boli și identificarea rolului predispoziției genetice în dezvoltarea acestei boli, putem vorbi de o boală gravă, cu transformarea ei din conceptul de boală localizată la nivelul pielii într-o boală sistemică prin intervenția acestor mecanisme. De altfel, există nenumărate studii care arată exact impactul despre care ne spune doamna profesor la nivel individual. Pruritul poate să fie atât de important încât există studii privind calitatea vieții acestor pacienți care raportează o piele uscată sau aspră în peste 90% dintre cazuri, peste jumătate din ei, peste 55% dintre pacienți declară peste această piele apariția de crăpături sau sângerări și în acest context vă dați seama de posibilele suprainfecții bacteriene. Dar nu numai pielea este, să spunem, afectată. Somnul este afectat la mai mult de jumătate dintre acești pacienți într-un număr de peste 5 până la 7 zile pe săptămână.
tulburările de somn, relațiile sociale sunt declarate de acești pacienți într-o proporție de peste 40% din ei declară că au probleme în stabilirea de relații sociale, de desfășurarea activităților zilnice. Pruritul, care este semnul important din această boală, este și el perceput de acești pacienți ca fiind extrem de sever, cu persistența lui aproape non-stop, peste 80% dintre pacienți declarând că îl simt, îl resimt într-un număr de peste 5-7 zile pe săptămână. Peste 60% îl declară ca fiind insuportabil. Practic este o boală, teoretic am spune, dacă o încadrăm în rândul eczemelor, o boală de piele, dar care este foarte importantă prin mecanismul fiziopatologic pe care îl are și descoperit de curând și prin acest impact al vieții personale și sociale pe care îl determină asupra pacientului. Pe lângă exemplele pe care le-a dat deja domnul doctor Fotin, v-aș întreba doamna profesor Brâncișteanu, care ar fi simptomele acestei afecțiuni și cum se diagnostichează dermatita atopică? Foarte bună întrebare, pentru că nu o să vă intru în criterii de practic pe care dermatologia le are de diagnostic al acestei afecțiuni, pentru că nu-i așa, avem niște criterii foarte clare, Reich și Hanifin le-au pus la punct în urmă câteva decenii. Dar o să vorbesc pentru publicul larg de data aceasta, pentru ascultătorii noștri, în ideea în care de multe ori dermatita atopică este neglijată, confundată cu o boală banală. Există chiar un termen consacrat popular, eczema de lapte, cu care mămicile vin cu copiii mai mici sau mai mari la medic și întrebați dacă au avut probleme cu pielea bebelușilor, răspund că da, au avut eczemă de lapte. Asta însemnând, de fapt, niște plăci eritematoase, roșii, localizate la nivelul feței, lăsând zona nasului și a gurii liberă de leziuni, extrem de pruriginoase. Copilul nu știe să se scarpine, însă știe din plin să plângă. De aceea, în diagnosticul practic al dermatitei atopice, pe lângă criteriile clinice, trebuie aplicate și niște întrebări țintite aparținătorilor sau pacientului legate de un istoric personal sau un istoric în familie de practic de dermatită atopică sau de alte manifestări ale atopiei. Și aici cred că ar fi foarte bine să subliniem faptul că dermatita atopică este doar una dintre fațetele terenului atopic. Terenul atopic implică, de fapt, niște modificări imunologice în care interleuchina 4 și interleuchina 13 sunt niște citochine cheie. Ori elementul de noutate în acest moment este reprezentat tocmai despre faptul că studii recente au demonstrat intervenția, practic, a unei inflamații cronice de tip 2, în care interleuchina 4 și interleuchina 13 joacă un rol crucial și că practic întreruperea practică acestei reacții inflamatorii cronice poate să ducă la controlul tuturor manifestărilor terenului atopic, și a dermatitei atopice, și a astmului bronșic, și a rinitei alergice, și a polipozei nazale, și a febrei fânului. Deci, iată, există un element comun care determină dezvoltarea tuturor acestor elemente. Ce trebuie să facă clinicianul? Clinicianul trebuie să știe să scoată din grupul mare al eczemelor eczema atopică care are aceste caractere particulare. Pe de o parte, debutul în cele mai multe cazuri la o vârstă foarte fragedă, pe un teren atopic care se manifestă inițial sub forma stigmatelor atopice. Și poate cel mai ușor de identificat semn al stigmatelor atopice este uscăciunea pielii. O piele extraordinar de uscată. O piele care determină prurit în sine, fără să aibă neapărat alte modificări patologice la nivelul pielii. Dermatita atopică capătă asta, lucru care nu se întâmplă cu celelalte eczeme. Într-un fel arată eczema la nou născut și, din nefericire,
vârsta de debut a dermatitei atopice a scăzut foarte mult. Dacă în tratatele clasice de dermatologie vorbeam despre dermatita atopică undeva după vârsta de 3 luni, realitatea concretă a zilelor noastre ne arată că debutul acestei afecțiuni poate să fie chiar în primele săptămâni după naștere. La dermatita atopică a sugarului, localizarea leziunilor este tipică la nivelul feței, la nivelul extremității cefalice și la pliurile de flexie. Pe măsură ce înaintăm spre vârsta adultului, leziunile de eczemă se mută de la nivelul feței în zonele de flexie, la pliuri. La pliul, la plica cotului, în spațiu popliteu în spatele genunchiului, inghinal, laterocervical. Leziunile sunt de tip eczemă, însă rare ori sunt de tip eczemă acută, cu vezicule, cu zemuire, cu eroziuni post-grataj. Sunt cu leziuni uscate. Deci, iată, avem câteva elemente foarte importante. O întrebare scurtă, adresată aparținătorilor dacă sunt copii. Părinții dumneavoastră au astm bronșic? Au probleme cu pielea? Este cineva dintre dumneavoastră care în cursul primăverii, atunci când înfloresc copacii sau atunci când spre toamnă înfloresc din nou alte categorii, ambrozia, de exemplu, are rinită alergică, îi curg ochii? Și iată, ne putem orienta asupra unui atop. Deci, practic, în momentul în care sesizăm aceste simptome, trebuie urgent să ne prezentăm la un specialist, chiar dacă nu vedem, după cum spuneați dumneavoastră, în fazele mai avansate, leziuni la nivelul pielii. Le-a descris foarte frumos domnul doctor Fotin, dar până să ajungem la fisuri care sângerează, până să ajungem la leziuni așa cum văd în imaginile care rulează pe ecranul dumneavoastră, până să ajungem la leziuni extinse pe largi arii cutaneate, sunt niște semne care ne pot orienta către dermatolog. Este vorba despre o uscăciune exagerată a pielii. Este vorba despre, dacă vreți să o luăm mai simplu, atopicii sunt acele persoane care dezvoltă reacții foarte importante după înțepăturile de insecte. Ei nu o să facă niciodată o simplă papulă cu o veziculă în vârf, cu un grataj de câteva minute, maxim o jumătate de oră. Ei vor dezvolta leziuni mari, nodulare, inflamatorii. Iată un alt element care ne poate orienta când suntem în fața unui atop. Atunci când avem un copil care dezvoltă foarte rapid alergii alimentare la alimentația practic diversificată. Există și un ghid al Academiei Americane de Dermatologie care practic îndrumă mămicile să înceapă alimentația diversificată a unui sugar cu atopie mult mai târziu decât pentru un sugar fără atop. Și exemplele pot continua. Repet, trebuie să existe un factor trigger. Altfel, această boală evoluează în pusei, cu perioade de remisiune. Părinții se culcă pe o ureche. Vine un puseu inflamator, copilul face leziuni care dispar de la sine sau în urma unui tratament simplu și părintele crede că a scăpat de spectrul acesta sumbru al atopiei. Dar nu este așa, pentru că acel copil va deveni un adult, așa cum vedem în imaginile noastre, chinuit de dermatita atopică, ale cărui performanțe profesionale scad dramatic, un adult care practic nu are o inserție sănătoasă socială, un adult a cărui stimă de sine este net scăzută, care poate dezvolta depresie într-un număr foarte mare de cazuri. Există studii clinice care demonstrează că 3 din 10 pacienți se tem de aceste pusee de recădere ale dermatitei atopice. 4 din 10 pacienți sunt depresivi, iar 3 din 10 pacienți sunt în permanență irascibili, datorită pruritului, datorită lipsei de somn, datorită timpului pe care trebuie să-l aloce în fiecare zi îngrijirii leziunilor cutanate. Vă propun să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Vreau să discutăm când revenim și despre tratamentul care există în momentul de față în România pentru dermatita atopică, dacă este el compensat de casele de asigurări de sănătate. O să vedem și care ar fi riscurile în cazul în care un pacient cu dermatita atopică nu se prezintă la timp la medic și, bineînțeles, reacțiile adverse în cazul acestei afecțiuni. Revenim în câteva minute. Yeah.
Am revenit în direct, continuăm să discutăm despre dermatita atopică. Vreau până să vedem care ar fi schemele de tratament pe care medicii le aplică în cazul acestei afecțiuni, să aflăm câteva date de la domnul dr. Fotin în ceea ce privește numărul de cazuri de îmbolnăvire la nivelul României. Cum stă situația, domnule doctor, și cum arată cifrele la nivel european? Evident că atopiile, printre care și dermatita atopică, au indicatori, să spunem, de incidență și prevalență care, din păcate, sunt în creștere, odată cu modificările climatice, cu stilul nostru de viață. Prevalența estimată la nivelul, de exemplu, al Statelor Unite este undeva la 5 la 100 de persoane dezvoltă dermatita atopică. În Europa, datele epidemiologice arată undeva la 4,4-4,5 persoane la 100 cu această boală. În România, datele estimate situează această patologie la o prevalență de 1 până la 3%. Ce este important este că aproape 6.000 dintre aceste persoane dezvoltă formele moderat severe, care determină acel impact despre care ne spunea doamna profesor, pe termen lung, cu tulburările, cu viața socială, cu impactul asupra profesiei. De asemenea, ce este important de menționat și care probează predispoziția genetică este că, de exemplu, dacă ne referim la adulți, aproximativ 85% dintre persoanele cu dermatită atopică au avut aceste episoade și în copilărie. Aceste episoade poate, cum ne spunea iarăși doamna profesor, neglijate pe perioada copilăriei, dar creând o falsă impresie că ele s-au remis, că au dispărut, din păcate această atopie nu dispare. Cam acestea ar fi datele epidemiologice legate de această boală. Ce este iarăși de menționat este că, după opinia mea, rămâne o patologie tocmai din perspectiva acestor episoade intermitente și a faptului că atunci când nu ai o formă severă nu te adresezi unui specialist, rămâne încă subdiagnosticată ca și patologie, până la momentul în care ajungi să fii inclus în rândul celor 6.000 sau peste de forme moderate. Doamna profesor Brănișteanu, despre tratament vreau să ne dați câteva detalii. Există în România tratament disponibil pentru dermatita atopică și, dacă da, este compensat de casele de asigurări de sănătate? Da. Există tratament în România, da, este compensat tratamentul convențional dermatologic. Avem vești foarte bune de la începutul acestui an, respectiv că inclusiv aceste forme moderate și severe, care nu răspund la terapia convențională, beneficiază de tratament compensat 100% de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este vorba despre prima terapie biologică, primul agent biologic care este aprobat pentru aceste forme, care practic transformă viața pacienților într-un iad, într-o viață normală, și suntem extrem de fericiți să anunțăm că Societatea Română de Dermatologie, prin comitetul său director, din care cu mare fericire, sau mă rog, cu bucurie fac parte, a reușit să convingă Ministerul Sănătății de necesitatea acestui tratament compensat pentru pacienți. Și înainte am avut tratamente pentru formele ușoare de dermatită atopică, care beneficiază de inhibitori de calcineurină sau de dermatocorticoizi. Problema care spunea, despre care povesteam așa cu un pic de umbră în gras, era a emolienților, care practic reprezintă terapia continuă pe care acești pacienți trebuie să și-o aplice, respectiv tratamentul dermatocosmetic pentru
pentru combaterea uscăciunii cutanate, care în alte țări civilizate ale lumii, cum ar fi de exemplu Suedia sau Franța sau Belgia, este de asemenea rambursat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru că nu e așa, cel mai simplu este să previi și ulterior sigur că trebuie să ai instrumente puternice adaptate pentru combatere. Acum, introducerea acestei noi terapii biologice a fost salutară și este salutară datorită faptului că dermatocorticoizii sau corticoterapia generală pot într-adevăr constitui o soluție pe termen scurt pentru un episod limitat de dermatită atopică, dar efectele pe termen lung sunt unele care, mă rog, lasă urme câteodată atunci când tratamentul este făcut fără a fi realizat sub supravegherea unui dermatolog. Urmele sunt puternice și de-a dreptul îngrijorătoare pentru evoluția, spre exemplu, a copiilor. Și ca să nu mai vorbim de faptul că foarte mulți părinți dezvoltă corticofobie, încep tratamentul cu dermatocorticoizi, dar îl întrerup brutal, fără să facă acea reducere treptată a numărului de aplicații, dezvoltând în felul acesta riscul de rebound, adică de reapariție a leziunilor de dermatită atopică mai puternic decât înainte, în condițiile întreruperii brutale a corticoterapiei locale sau generale, și de asemenea riscul tahifilaxiei, asta însemnând că dacă ne jucăm prea mult cu dermatocorticoizii, fără să ducem nicio cură până la capăt, există riscul ca această boală să nu mai răspundă la dermatocorticoizi. Da. De aici trebuie să vă întrerup puțin, trebuie să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Nu ne-a mai rămas, din păcate, atât de mult timp la dispoziție. Clar, e un subiect foarte amplu, pe marginea căruia merită discuta foarte mult, însă suntem limitați de timp. Doamna profesor, vă propun după publicitate să discutăm puțin și despre riscurile la care este expus un pacient care nu începe să facă tratament. Revenim în câteva minute și continuăm discuția. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii 360 Medical de astăzi. Doamna profesor, le promiteam telespectatorilor că vom discuta despre riscurile la care este expus un pacient cu dermatită atopică care nu începe să facă tratament, și v-aș ruga să ne dați câteva detalii și despre complicațiile importante sau dacă există probleme de aderență la tratament în cazul pacienților cu această afecțiune. Cred că pentru a răspunde așa succint întrebării dumneavoastră, trebuie să spunem faptul că pacienții cu dermatită atopică netratată nu au dreptul la o viață normală. Pentru că absolut toate aspectele vieților personale și sociale sunt impactate. Calitatea vieții acestor pacienți este profund afectată. În primul rând, de toate fac complicații infecțioase, eczema se cronicizează, ea se poate complica cu apariția unei erupții la nivelul întregului tegument, deci cu alte cuvinte a unei eritrodermii. N-aș vorbi, ei fac mult mai frecvent infecții cu stafilococul auriu, infecții virale cu virusul papilomului uman. Mă rog, e un întreg curs pe care l-aș putea ține aici și nu e timpul și nici locul pentru așa ceva. Aș spune numai faptul că, dincolo de leziunile cutanate, dermatita atopică netratată poate să inițieze marșul atopic. Asta însemnând că un focar foarte mic de leziuni de dermatita atopică, ascuns în spatele genunchiului, poate să determine apariția astmului bronșic, a celorlalte fațete ale atopiei. Cu alte cuvinte, dragi părinți, dragi pacienți cu dermatită atopică, nu stați în casele dumneavoastră netratați. Adresați-vă dermatologului care are cel mai bun tratament adaptat formei dumneavoastră de dermatită atopică. Pentru că să nu ajungeți altfel să fiți internați cu astm bronșic decompensat. Pentru ca să nu ajungeți cu infecții cutanate severe. Mai ales că astăzi există practic o terapie la care nu se poate imagina lipsă de aderență la acest tratament.
Pentru formele moderate și severe, pentru cei peste 6.000 de pacienți din România cu aceste forme de dermatită atopică, este disponibil un tratament 100% compensat. Este un tratament extraordinar de confortabil de administrat pentru persoanele peste 18 ani, iar mai mult decât atât, pentru ceilalți cu formele ușoare, dermatologia modernă a pus la punct niște planuri terapeutice foarte ușor de urmat, în niște pași extrem de simpli. Avem ziua dermatitei atopice, care tocmai ce s-a scurs, în care dermatologii învață pacientul, învață părinții cum să se ocupe de un atopic. Pentru că, și cu asta închei, nu există o suferință doar a pacientului cu dermatită atopică. Există o suferință a întregii familii. Fie că vorbim de sugar, fie că vorbim de un adult. El își consumă foarte mult timp încercând să îngrijească aceste leziuni, dacă nu face tratament. Da, domnule doctor Fotin, mai avem încă 30 de secunde la dispoziție și aș vrea să concluzionăm pe scurt. Boală gravă, cu impact asupra vieții sociale, însoțită de alte forme de manifestare ale atopiei, care, după cum spunea doamna profesor, neevidențiate, ne fac să ajungem cu forme grave de compensate pe la spitale. Tratamente există, specialiști avem, nu rămâne decât să le adresăm o întrebare legată de momentele în care începe să ne mănânce piele. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Fotin, pentru prezență. Doamna profesor Brăniștanu, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și pentru toate aceste explicații extrem de importante pe care ni le-ați oferit în această oră de discuții. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ne-ați urmărit. Punem punct aici emisiunii 360 Medical. Ne revedem la ora 14. Vă aștept la Talk B1 cu o dezbatere extrem de interesantă. Pe curând!